Telespectatorii TV Sighet vor putea urmări în acest sfârșit de săptămână o nouă ediție a emisiunii Cuvânt de Învățătură. De această dată, Evanghelia de Duminică va fi explicată de preotul Dan Sidău de la Catedrala Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Sighetul Marmației. De multe ori suferim, de multe ori avem această luptă cu o boală pentru a conștientiza cât suntem de mici în raport cu Dumnezeirea. Pentru că omul când este sănătos și este în putere și este plin de sine, crede că poate să fie sau că este stăpânul lumii și că totul îi se datorează lui. Dar atunci când omul este în suferință, atunci când omul este în neputință, atunci când omul vede că el de la sine nu mai poate să facă nimic și de multe ori are nevoie de ajutor, chiar pentru a se mișca de pe o parte pe alta, moment în care conștientizează că de fapt singuri suntem nimic și că suntem ceva doar în raport cu Dumnezeu. Emisiunea Cuvânt de Învățătură va fi difuzată la TV Sighet sâmbătă de la ora 18 și duminică de la ora 13.